La vatra dornei activitatea proiectelor europene, locale și guvernamentale a pornit cu bine și ne bucurăm pentru noutățile care le-a prezentat și guvernul pentru ziua de 1 iunie, când se pot deschide și terasele, așa că vom avea și la Vatra Dornei spații în care așteptăm turiștii să revină pe un mediu bio și natură adevărată, ozonată. Pentru telespectatorii postului dumneavoastră vreau să vă spun că avem 8 proiecte europene pe care vreau să încep enumerarea lor. Primul proiect important care este început din 2017 și va fi finalizat în octombrie 2020 este crearea unui spațiu de agrement și loazir în stațiunea balneară Vatra Dornei cu axa prioritară 7.1 în valoare de 3.897.000 de lei. Continuăm cu proiectul european tot prin port de abilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneară Vatra Dornei, tot axa prioritară 7.1 în valoare de 14.823.000 de lei, care va fi finalizat până în decembrie 2020. Vom avea multe proiecte care se finalizează anul acesta și o să le prezint și termenele și valorile. De asemenea, reabilitarea secției de obstetrică și ginecologie a Spitalului Municipal Vatra Dornei, așa știuta maternitate, un proiect de 1.986.000 de lei, rotunjesc ca să nu fiu cu cifrele la leu, și proiectul de asemenea va fi finalizat tot în cursul acestui an. Modernizări străzi de acces și locuri de recreere în stațiunea balneoclimaterică Vatra Dornei, tot axa prioritară 7.1, cunoscut de localnici ca POR 2, al doilea proiect de aceeași axă, în valoare de 11.795.000 de lei, în care intră toate intrările în orașul municipiul Vatra Dornei. Deci de la Bistrița dinspre Ardeal până la stadion, de la Podul Verde până la centru, la bariera din oraș și de pe Unirii, de asemenea, până la catedrală în oraș. Vor fi toate intrările refăcute până la finele lui octombrie, dar noi credem că mult mai repede, ca să poată să se bucure turiștii care vin în Vatra Dornei din orice direcție. Continuăm cu un proiect foarte important pentru Vatra Dornei, așa zisa mobilitate urbană durabilă în Vatra Dornei, un proiect de 22.665.000 de lei. Este finalizat proiectul acum tehnic și cât de repede urmează licitația, un proiect care va schimba cu mult fața orașului și vom avea de câștigat. De asemenea, extinderile de la școlile generală numărul 2, reparații de 7.284.000 de lei și tot din POR, proiect deci finanțat cu bani europeni. Revitalizarea infrastructurii economice și sociale, prioritar prin investiția axei 13.1, un proiect în care facem locuințe sociale în valoare de 29.000.000 de lei, este în procedură de atribuire, deci executat proiectul tehnic, și finalizarea va fi în 2022, unde vom avea 90 de apartamente pentru cetățenii dorneni. De asemenea, extindere și modernizare cu echipamente și aparatură medicală a ambulatorului Spitalului Municipal Vatra Dornei. Vom mai face 7 laboratoare la spitalul din Vatra Dornei, o extindere în valoare de 11.900.000 de lei, lucruri deci care sunt pornite foarte bine și continuă să fie executate. Din proiectele care sunt de la guvern prin PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală, avem continuarea lucrărilor la Liceul Ion Luca, deci o școală importantă, liceul din
va să adorme în valoare de 4.372.000 de lei. Este în execuție și se finalizează tot anul acesta. De asemenea, reabilitarea școlii generale numărul 1, proiect de 2.982.000 în execuție și tot anul acesta finalizat. Și cu aceasta vom avea toate școlile și liceele din Vatra Dornei reabilitate. Am reușit și am făcut și o grădiniță deosebită. Deci în învățământ, cu adevărat, s-a dat prioritate pentru ce este necesar. Vreau să mai completez cu un proiect de reabilitare a surse și a rețelei de transport și distribuție energie termică. Este un proiect foarte important pentru Vatra Dornei. Am reușit să schimbăm sursa de încălzire cu două centrale anul trecut, iar anul acesta avem să continuăm cu extinderea rețelei și cu reabilitarea rețelei. Un proiect de 26.894.000 de lei și lucrăm încă la un nou proiect pentru schimbarea tuturor traseelor secundare din bazinul Dornelor. Vom continua și cu niște blocuri de locuințe sociale, vom avea lucrări pentru toate locuințele cetățenilor care sunt locuințe sociale cu acoperișuri și de blocuri și de asemenea din proiectul local vom asfalta cartiere importante cu Transilvaniei care va fi rapid terminat, cartierul Azurului și multe zone din Vatra Dornei în care oamenii au stat de peste 30 de ani în noroi vor fi igienizate și aduse la standardele actuale europene. În privința pandemiei, noi am luat aparatul care se lucrează la ora actuală cu analizele la Iași, dar zilele viitoare îl vom monta în Vatra Dornei și așteptăm doar avizul Ministerului pentru a da drumul la analize direct la Vatra Dornei. Însă am făcut 1600 de texte până la ora actuală, în care avem 30 și ceva de cazuri pozitive, deci situația este sub control și populația este chiar răspunzătoare și cu o responsabilitate importantă. Mă bucur și le mulțumesc pe această cale că la Vatra Dornei stăm foarte bine cu paza și protecția virusului.